Cum am ajuns să facem vlog cu acest avion? Ce are? Spuneți-mi voi, cum se diferențiază? Cât costă? Românul vrea să știe cât costă. Prețul. Deci nu e avionul vostru. Gata, nu e avionul. Dacă era avionul vostru, vă jurau oamenii. Dar e clar nostru. Deci gata, stați convins, nu mai primiți hate acum. De la hangar incas la așteptare 26. Log of blocks și plecăm. Taxi lights on. Am un zbor de genul ăsta, ce face copilotul? Noi lucrăm în doi, noi lucrăm în echipă, se cheamă multi-crew cooperation. Unul e responsabil cu manșa și cu pilotul automat, unul cu comunicațiile. Aha. Dacă zburăm, facem un zbor, un zbor. Asta e mai puțin workload. Exact, da, exact. Că dacă spune turnul, instrucțiunea de aia foarte lungă, eu stau aici, o scriu, el bagă în calculatoare. E clar, e... Îl poți zbura fără nicio problemă și singur însă pentru skillurile noastre și pentru... Pentru siguranța zborului. Pentru probabil. Siguranța zborului zbura mereu 2. O să cred că a fost mai calfa de vcolarea pistă 26, urcăm la 1500, facem dreapta spre Buda. Power. Power set. Power set, engine on green. Airspeed alive. Ok. Thank you, my hotel, Oscar, papa. Să fac o demonstrație de urcare rapidă? Dacă este, da. Eu acum o să urc repede și după aia o să fac un level up ca să arăt. Am cât de repede poate să urce, uite. Uite. Asta e urcarea. Roller coaster direct. Da. Și acum, dacă îi fac level up-ul... Cut. Exact. Wow, ce este? Zero gravity. Mai poți fac și în jos dacă vrei, uite. Acum plus. Asta e pozitivă. Foarte mișto, plac senzația. Uite barajul de la patio. Se vede acolo. Da, l-am văzut. Valea Doftanei. Gândi până acum dacă ai pasiunea pentru mașini, pentru viteză, să încerci să schimbi și cu avionul? Gen să îți iei licență de zbor și să... Știi care e faza? E mișto. E foarte mișto, dar... Nu prea am încredere în mine să zbor, știi? Adică... Dar e și periculos, așa o văd eu. Știu că nu mi se pare periculos, dar na, e sigur să mergi cu avionul decât să mergi cu mașina. Corect. Da, adică n-ai trafic, e singur în aer, sunt foarte, foarte rare șansele în care se întâmplă ceva. Adică era o statistică făcută că mai mulți oameni mor în mașină spre avion. Într-un spre avion decât în aer. Am ajuns la Sinaia, am făcut 14 minute. 14 minute până la Sinaia? Da. Din perspectiva noastră, cam avionul e next level și asta e șmecheria viitorului. Până acum s-a mers mult pe mașini, pe putere, pe cai, dar acum parcă e tot ce puțin pentru noi, când vine lumea asta. E întrebarea, cum să nu ții un avion? Adică pentru oameni ca tine și care au bani de un Lambo, de un alta, măcar de distracție. În faza trebuie să ai și treabă cu el. Da, adică, corect. De exemplu, nu prea plec prin București, pentru că nu am treabă. Dacă aș avea treabă prin țară, să am business-uri prin țară, să am vloguri prin țară, atunci da, ar merita, băi, nu stau 10 ore până la Timișoara sau... Da. Dar vezi că e un cer vicios, că dacă ți-ar fi mai simplu să te deplasezi, ți-ai găsit și treabă. Da. Adică cumva... Aici faci așa din cauza muntelui, știi? Că bate vântul și creează curent turbionar. Acolo ce e? E un hotel? Acolo este cota 1400 în stânga aripii. Da.
Aici în fața noastră, uite, ăla e releu de pe Coștila, din fața noastră la Coroș, așa. Ai Sinaia? Da, da, da. Deja am ajuns la bus stand, de fapt, în fața noastră. Și trebuie să se vadă și crucea de pe Caraiman. Acum suntem chiar asupra castelului Peleș. Dă-le la ăștia un țâr și spune-le dacă e cineva prin zonă. Facem o trecere, un Lopez, așa. Tardu Brașov, nu? Tardu Gimba, bună ziua, Oscar Eco, Foxtrot Mike Alpha. Oscar Eco, Foxtrot Mike Alpha, Yankee Romeo Tango Italia la 5700 de picioare după Q&H la vertical Brașov. Bravo, mă, Mădăline, ești șmecher. Adevărat. Noi suntem, să știi, la Bușteni, cu 7500, venim, facem o trecere pe la voi pe acolo și pe aia ne întoarcem. Uite, aici vezi ce fel face de la curenții turbionari, da, așa face, da. Știi? Dar ne dăm așa frumos în dreapta, wow. Da, uite ce fel face. Și acum autopilotul centrează, n-are nicio treabă, știi? Să vezi că odată ce ieșim din zona munților de aici, da, s-a calmat imediat. Asta este unul dintre minusurile zborului jos, știi? Face vântul ce vrea din tine, nu poți să te pui cu natura. Pe de altă parte, ăsta e avantajul când ai făcut școala de aviație, știi exact ce se întâmplă și nu prea, nu că nu-ți pasă, dar ești, te aștepți. As usual, știi? Am ajuns imediat la Brașov. În câte minute? Băi, dacă nu ne-am vărtit aici, făceam 20 de minute. Pionul ăsta are o chestie mișto, că el poate să facă frână de motor cum ar veni în aer. Se pun palele contra vântului direct și frânează, știi, bam, imediat. Adică el coboară de la 200 de noduri la 100 de noduri în 2 minute. Și, în mod normal, dacă n-ar pune palele contra vântului, ar cobori mai încet, a? Dacă eu reduc acum astea sub 20%, o să înceapă să urle că n-am scos tren, uite. Să și aude. Contra vântului și acum avionul... Da. El crede că vrei să aterizezi și... Exact, da. Și o să urle așa până... Uite, scot trenul, ca să nu mai urle. Cred că este și un fel de avion antiprost. N-ai cum să uiți de drenul, de flapturi, că ce spune? Că toate astea fac zborul mai sigur. Exact. Da. Așa, și pista e pus în fața noastră, da. Oscar Eco, Foxtrot Mike Alpha, pe finala lungă, pista 03 pentru low pass. Ai grijă la urechi, știi? Acum, pentru că el nu știe că este aeroport aici, el crede că mergem în pământ. Știi? Și de-aia face așa. Da. Acum o să facem așa o chestie mai agresivă. Suntem numai la 50% din putere acum, știi? Păi da. Nu o să-i dau. O să întorc mai tare în stânga, atâta tot, știi? Ai poate pe pistă? Da, alea nu e problemă cu ele. Ia, Chiro meu, bravo, Indio, Oscar la platforma Rock Club Rulaj la așteptare. Erau păsările alea. Cred că era prea wise. Aveam 50 de noduri? Da. Adică ce viteză înseamnă 100? 300 la oră avem acum, uite. 180, cam așa. Da, uite pământul, vezi? Asta este gen viteza în relație cu solul. Și acum urcă și face la stânga. Asta e așa, haiducie ce facem noi acum, ne distrăm, știi? Da, în copia, noi o să rămânem în zona de... Dragul științei. Sunt Petru, avem artificiat. Da, cum să nu? Fără probleme! E legal! E legal! Oscar Eco, Foxtrot Mike Alpha, latura mare, 2500 de picioare pe Q&H. Urcăm la 8000 și mergem spre Brești. Te cer raportul mereu, pentru că nu vă văd, dar n-au transporter. Noi vedem pe ei pe hartă absolut pe toți, că avem sistem de Venticas, dar avioanele astea micuțe nu prea au, și atunci să nu vină vreunul ca prostul și să... A, ăla mici, de-aia mă întreabă, dar voi aveți sistemul ăsta? Da. La noi se văd avioanele pe hartă. Bă, Indio Oscar, de exemplu, aici, în spatele nostru, 1100 de picioare sub noi. Oscar Eco, Foxtrot Mike Alpha, 4200 în urcare către 8500 cu cap de piața satului, iar apoi facem dreapta pe Timiș și mergem către Strejnicu. Bă, aștept să fie gata aeroportul ăsta aici, că... Acum, dacă vrei să ajungi la Brașov, unde aterizezi? Păi, acolo, peste pista asta pe care am trecut noi, dar nu e... Avionul ăsta nu e prea încântat de iarba proastă, știi? Adică există piste de iarbă foarte mișto. În România nu am văzut încă. Adică asta are mult pământ, multe gropi, atunci îi afectează foarte mult trenul de aterizare. Te poți să dai cu elicea de pământ, asta e cea mai mare problemă, da, de fapt. Că te lași. Exact, din cauza gropilor. Mai mișto este când chiar ai treabă cu avionul, știi? Să faci un business, să-și merite. Da. Exact. Cred că ai fi uimit să știi câți oameni și-ar permite treaba asta. Doar că nu sunt cumva introduși în lumea aviației.
Un lucru foarte mișto la aviație este networking-ul pe care îl faci. Normal, mai faci relații. Toate relațiile, da, pe care le dezvolți. Oameni foarte faini, adică nu sunt oameni, sunt oameni cu bani, dar sunt oameni educați. Ideea cu zborul e că odată ce te-a prins, nu te mai Da, trebuie să mașina nu prea mai are așa valoare. Până să facem aviația, toți eram disperați. Dă-i plană la mașină, accelerează, depășiri. Acum, cumva, mașina parcă e chill. Mă duc din punctul A în punctul B. Mă duc cât mai relaxat, am o muzică bună, să am căldură în scaune și, nu știu, cruise control. Da, diferența majoră e că te costă foarte mult cu asta. Cu mașina nu te costă atât de mult. Mașina poți să faci fiecare zi, cu asta nu poți să faci fiecare zi. Corect, dar... Sunt avantaje și dezavantaje. Clar. Uite, acum că ne bate vântul din spate, avem 172 de noduri, avem 340 la oră. Am zburat cu un avion Tarom, cu elice, și am zburat până în Grecia cu 450 de km pe oră. Ecuatoreul. Am făcut 3 ore, da. Pe Ecuatoreul mergi cam cât mergi cu ăsta? Poate sensibil mai rapid. Dar dacă iei în calcul că trebuie să mergi să te duci cu 2 ore mai devreme la aeroport, să treci prin... Check-in-ul, security, toate chestiile astea. Ajungi deja, știi de mult. Asta nu pleacă fără tine. Adică n-ai cum să pierzi avionul. Dar, de exemplu, pe Otopeni, cât sunt taxele de aeroport? Cu avionul ăsta sunt în jur de 700 de euro, cred, pe Otopeni. Cam pe acolo. La Iași ne-a 250, la Constanța cam 200. Ce vreau să zic? Uite că m-ai întrebat de licență, de PPL și asta. Mi-e place foarte mult să stau relaxat și să conduc altcineva avionul. Asta nu înseamnă că... București, informare, există oameni care preferă să conducă ei avionul, să aibă controlul. Dar mie, de exemplu, îmi place mai chill, poate la 20 de ani. Sau la 30 de ani mi-a plăcut să conduc avionul, să am eu controlul, dar așa chiar nu... Și care e diferența față de mașină? Că și mașină mie îmi place să stau în spate. Știu, dar diferența știi care e? Și mie, uite, eu până aici, de la București, am stat în spate, relaxat. Dar diferența este că, de exemplu, îmi place să conduc Lambo sau Tesla când vreau să o simt ceva. Da, de la drum lung e bine să fii confortabil, că e în avion, că e în mașină. Foarte mișto căștile astea de noise cancelling. Da. Nu auzi nimic, nu auzi motorul, nu auzi nimic. Lumea ne întreabă tot timpul de ce e calitatea așa proastă, dar nu știe că n-au trai sunt 90 de decibeli și căștile fac față cu brio, deci n-au nicio... Negativ, turul de pistă e liber, Yankee Romeo Hotel Oscar Papa, acum eliberez și pista. Vă avem la vedere, este la verticala aerodromului 1500, venim și noi la aterizare. Avionul ăsta e foarte rapid pentru turul ăsta de pistă. Cam forță mă dacă aerodromul ăsta e un aerodrom mic pentru noi. Dar ne descurcăm. Da. Phil Pampson. Phil Pampson. Și acum virăm frumos stânga, să nu ajungem în oraș. Gear down. Power. Oscar Eco Foxtrot Mike Alpha la virajul 4, pista 26. Descoperit eu o chestie, Bogdan, că mai bine vii cu viteză mai mică aici. A, ce știu? Care că a făcut Mike Alpha, backtrack, pista 26. Cum ți s-a părut aterizare? Foarte smooth, foarte smooth. Fără emoții. Aer curat. Bine, tăticu! Bravo, tăticu! Bă, dai, ați dat șoc în motoare, nu glumă! Șoc în motoare! Mulțumesc frumos pentru tot și vă aștept la comentarii și dați un like sau un dislike. Asta a fost zborul nostru de astăzi alături de Andy. Sper că a avut cea mai frumoasă experiență a lui din aviația generală de până acum. Până una alta, nu uitați să ne lăsați un like, un subscribe și un share pe YouTube. De asemenea, ne găsiți pe Facebook și pe Instagram. Vă așteptăm în comentarii. Până data viitoare, v-am pupat! Toată lumea are impresia că eu sunt băiat de milionar. Noi că suntem copiii lui Țiriac, așa sunt copiii de bani, gata, da, pe unul alta. O să opresc avionic mas. Și cum a fost fără noi? Ben, ne auzi? Da, am avut un timp cu motorfly travel. Ah, ok, mai avem până la aterizare vreo un sfert de oră. Da, bine, hai, ne vedem acolo, pa, pa. Hai, pa.